Aproape 20.000 de fermieri din județul Brașov înscriși în bazele de date ale APIA, ale ocoalelor silvice sau ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, trebuiau să voteze pe 21 octombrie cei 25 de reprezentanți în structura de conducere a Camerei Agricole Brașov, însă guvernul a hotărât amânarea alegerilor cu 6 luni. În legătură cu alegerile pentru Colegiul Județean al Camerei Agricole Brașov, în aplicarea prevederilor legii 283/2010, inițial s-a stabilit ca dată a alegerilor ziua de 7 octombrie 2012. Ulterior au fost amânate aceste alegeri pentru data de 21 octombrie, iar la acest moment, prin ordonanță de guvern, s-a prorogat termenul peste 6 luni de zile. Din comitetele județene de organizare fac parte persoane alese din rândul asociațiilor de fermieri de pe raza fiecărui județ. Aceste persoane au sarcina de a organiza alegerile care se vor desfășura ca și alegerile electorale, locale sau parlamentare. Adică se vor forma comisii de votare în fiecare localitate, vor fi tipărite buletine de vot, vor exista urne și, înainte de votarea propriu-zisă, va avea loc o campanie electorală. Deosebirea constă în faptul că drept de vot vor avea doar persoanele proprietare de terenuri agricole înscrise la APIA. Cei chemați la urne vor trebui să aleagă prin vot secret un președinte și circa 20-25 de membri pentru fiecare cameră agricole județeană. Fermierii care doresc să vadă dacă sunt înscriși pe listele electorale pot face acest lucru la primăria Făgăraș. Fermierii care sunt înscriși în APIA pot să-și consulte de asemenea lista sau dacă sunt înscriși în acea listă de alegători. Acele liste se află tot la sediul primăriei municipiului Făgăraș, la compartimentul relații cu publicul, comunicare, arhivă. Aceste liste ne sunt comunicate la o anumită perioadă de timp de către APIA. Pentru ocuparea unui post de conducere și-au depus candidatura în județul nostru 49 de persoane.